Bună-i vinul, nu-i ca apa, nici friptura nu-i ca ceapa, dar cotletul de periș îl mănânci cu ochii închiși. Băgăm un grătar astăzi, obligatoriu, sau mă rog, dacă vreți să fie ceva fin, tocați ceapă pe fundul de lemn, mărunțită, după aia cu ciocanul de lemn, lasă o zeamă așa pe fund, da? Și îl bateți după aia pentru că se impregnează cu gustul ăsta de ceapă, discret. Acest cotlet, fiind el tăiat cu tot cu șorici la marea șmecherie, trebuie obligatoriu crestat. Îl batem și pe o parte și pe alta, îi fărâmăm puțin fibrele. Bun, după aia îl punem puțin în ulei. E un mit asta că trebuie să ții carnea în baiți tot timpul. În baiți se ține numai carnea de berbec, chiar și carnea de vițel, dar porcul nu se ține în baiți. Porcul este gustos cât e proaspăt, ăsta e adevărul. Țin șunca, slănina, adică 4 săptămâni o țin. Cu vin, cu mujdei de usturoi, dar carnea de porc proaspătă e cea mai bună. Deci să nu faceți greșeala de o ține în bai și schimbă gustul, nu mai știi nici ce carne este, pur și simplu. Îi facem noi după aia, când e gata ea, îi tragem un baiț. Nu-i punem sare nici la asta înainte, o punem în puțin ulei, pentru că nu se pune carnea seacă așa, fără să fie puțină untură de gâscă, și o punem pe grătar. Uleiul creează o peliculă și nu se mai lipește. Am rezolvat-o cu puțin vin, nu cu apă. Deci vinul ăsta care singe flacăra îi și dă ceva din gustul vinului. Și vinul arde și chiar și portocala. Important este să se facă carnea destul de bine. În timp ce se face friptura, vreau să fac un sos. Ăștia spun ba salsa, ba pesto. Am niște usturoi verde. E mai bună asta, scula japoneză de la frații noștri, că aici e Bulgaria și după colț sunt frații noștri sârbi. Eu am o relație specială cu sârbii, mi-au fost foarte simpatici. Am 4 cărți traduse de Adam Puzlović în Serbia. Deci am pus niște usturoi verde, dar mai pun ceva. Mai pun și usturoi de ăsta copt. Înainte să fac asta am copt un usturoi. Un usturoi întreg dat cu ulei și copt acolo. Și scoți cățelușul ăsta, care e moale și dulce. Pui puțină sare, nu putea usturoi. Și asta e marele avantaj al celor care se tem de gustul de usturoi, că miroșa usturoi de ăsta, nu miroși, e foarte bun. Am mai copt niște ardei iute. Așa. Am băgat și un ardei de ăsta galben. O să pun puțin măcriș. Aici babele din Calafat sunt mari producătoare de măcriș. Măcriș este un soi de ștevia acrișoară, așa. E mult mai bună decât rucola. Crește în pădure, dar băbuțele din Calafat și alte băbuțe după București au început, îl cultivă în grădină, știi? Dar ele, măcrișul e să-l bate. Îl batem puțin așa, punem puțină sare. De mare. Sarea românească e sare de mare. Din fundul unei mări de acum 2 milioane de ani. Uite ce frumos se face. Ha! Super! Deci carne curată. N-am pus nici măcar sare. Eu nu pun sare. Deși pun unii bucătari, nu se pune înainte, că este sucul. Sarea extrage zeama din friptură și punem sare după aia. Nu vă grăbiți niciodată cu sarea. Deci fac așa o chestie de-asta de ardei iute, ardei roșu, am și unul de-asta uscat. A, și ce mai pun? Niște nucă. Uleiul e special, așa, super bun. Am și niște busuioc verde. Mai pun puțină sare și după asta îi pun ulei. Ce mai pun? Eu fac în fiecare an dulceață de ardei roșie, nebunie, dulceață de ardei galbenă. Pun foarte puțin vin, puțin ulei, salsa,
pesto, sos. Pe românește. Ia să vedem. Genial. Pun puțin busuioc. Așa, puțin cimbru. Și eu mai pune niște dulceață de asta. Genial. Nu că am făcut-o eu. Pur și simplu. Pun și puțină miere. Mierea are hazul ei, așa. Și pun și foarte puțin oțet balsamic. Atât. Am copt și trei roșii. Le pun chiar cu asta arsă, așa. Câteodată arsura asta de pe coaje are hazul ei. Mama mea, ești aici. Să tot mănânci. Purcel de periș cu sos făcut de marele maestru și cu vinul meu. O să-l mănânc pe ăsta așa. Genial. Am luat o bucată de șorici de ăsta. Părea tare, acum s-a muiat. Orice mâncare trebuie dichisită. Nu mănânci ca neamul prost, așa. Îi dai ceva ca lumea. Uite ce frumusețe, da? Păi dacă îl țineam în baie, se ducea dracul să ne grească. Căpăta o culoare de-asta maronie, așa. E, ăsta este purcelul proaspăt de la Periș, pe care vă invit să mirosiți. Ia cătă, bunăciunea bunăciunilor. Cotletul din porc de la Periș, cu un sos făcut de marele maestru, da? Cu usturoi copt, usturoi verde, roșie coaptă, capia coaptă, nucă, puțin oțet, balsamic, puțin ulei. E o nebunie. Orice mâncare trebuie să aibă un dichis și să te bucuri de și cum arată și mai ales să o mănânci cu ochii închiși, cum spun eu, știi? E poezie aici. Poezia gustului, poezia mirosului, poezia priveliștii.